În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Iubiți credincioși, astăzi Biserica prăznuiește pe Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Un prilej de a ne aduce aminte puțin și de botezul Mântuitorului și de toate celelalte evenimente câte s-au petrecut în perioada aceasta frumoasă de la Crăciun până astăzi. Este o perioadă plină, o perioadă în care am învățat multe, am așteptat praznicele și iată că le-am întâmpinat cu bucurie. Sfântul Proroc, înainte mergător și Mântuitor Ioan, este imaginea celui dintr-o sfinți. Se spune că Sfântul Ioan Gură de Aur este cel mai mare dintre sfinții născuți din femeie de până la Mântuitorul. De altminteri, dacă v-ați uitat pe anumite icoane în bisericile ortodoxe, ați văzut de multe ori pe Sfântul Ioan Botezătorul și cu aripi, cum sunt îngerii, pentru că se spune că a dus o viață îngerească, de aceea îl vedeți cu îngeri. Și să nu credeți că pictorii au avut așa o anumită inspirație și au făcut și ei anumite lucruri. Nu, totul este în teologie așezat, nu după cum îi se pare omului, ci după cum trebuie. Vă să zic că Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, este cel care a avut un mesaj. Acela de a ne pregăti pe noi să primim pe Hristos. Acum o să spuneți, bine, dar acest mesaj a fost pentru cei de lângă Iordan și în perioada aceea, de până să iasă Mântuitorul în lume. Nu e chiar așa. Să nu credeți că Sfântul Ioan Botezătorul a avut mesajul numai pentru vremea aceea. Are acest mesaj și pentru noi. Cei care ne pregătim de lucruri frumoase, iată, avem în față un an întreg care ne propune cu multe, multe realizări să facem tot ceea ce ne stă în putere, și Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, este cel care ne dă rețeta de a merge anul acesta înainte. Și anume ne spune, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Adică acolo unde trebuie să ajungem, trebuie să o facem drept. Am mai spus și altă dată, și iarăși trebuie să mă repet, spre bucuria celor care mă critică pentru acest lucru. Îmi aduc aminte când eram clasa a șasea și ne-am întâlnit la geometrie cu adevăratele formule și cu aranjamentul, de exemplu, unei piramide sau unui triunghi de bază și așa mai departe, ne învăța doamna profesoară Maria Cojanu, pentru că acum eu pomenesc și de-a stânga și de-a dreapta. Și întotdeauna când îmi aduc aminte de calea Domnului, îmi aduc aminte că punea creta pe tablă și ne făcea un punct A și apoi un punct B. Zice, trebuie să trageți linia nu cu ochii la mâna care duce creta, ci ați țintit acolo unde trebuie să ajungă, la punctul B. Și să știți că așa am învățat să trag o linie dreaptă. Dacă ne uitam noi înainte, ne uitam la mână să vedem dacă ține bine creta și așa mai departe. Nu, nu aici trebuie să ne uităm, ci la punctul unde trebuie să ajungem. Pentru că dacă unim cele două puncte sub privirea noastră care se uită direct la locul pe care trebuie să-l ocupăm, cu siguranță că vom ajunge la locul acela pe calea cea mai dreaptă. Iată că Sfântul Ioan Botezătorul ne dă formula de a ajunge de la noi la destinația pe care ne-am propus-o, adică să ajungem drept, să nu ocolim sau să nu credem că drumul nostru este în altă parte, să nu credem că putem să pășim așa la stânga sau la dreapta sau să începem la un moment dat să ne întrebăm dacă este bine unde suntem. Întotdeauna suntem acolo unde trebuie să fim, cu un singur amendament, să nu credem că putem să fim în altă parte. Alternativa ne omoară. De altminteri, după cum v-am mai spus și altă dată, rațiunea este dușmanul numărul 1 al fericirii.
Că începem să gândim, da? Eu de ce nu am ajuns acolo și de ce nu sunt la nu știu ce loc cuvenit? Nu. Trebuie să știm că mesajul Sfântului Ioan Botezătorul este pentru noi. Gătiți calea Domnului și ne spune și cum să o facem. Drepte face scările Lui. Adică să mergem drept. Și mă gândeam încă de ieri, când eram afară la sfințirea apei, care este totuși deslușirea acestui mesaj al Sfântului Ioan Botezătorul? Cum poți să faci drept calea Domnului? Și mă uitam în vasul în care era viitoarea aghiazmă mare din fața mea și m-am uitat mai cu atenție ce se vede. Se vedea biserica. Și mi-am adus aminte că și anul trecut m-am uitat în același loc și se vedea tot biserica. Acum m-am uitat eu la imaginea reală a bisericii și la imaginea din aghiazmă. Și mi-am adus aminte că anul trecut avea oarece zbârcituri biserica. Mai căzuse varul după ea, dar în aghiazmă se vedea la fel de neîntinată cum se vede acum și cu ochii reali. De ce? Pentru că adevărata distanță pe care vrem să o parcurgem este prin sfințenie. În aghiazmă deja se vedea frumos. Acum vă dați seama că nu putea să oglindească apa decât în mare, să spun așa. Liniile frumoase pe care nu le-am schimbat. Că era puțin câte o zbârcitură pe la o anumită cornișă și mai căzuse varul, nu se vedea în aghiazmă mare. Și atunci mi-am dat seama că adevărata cale dreaptă este calea în care nu trebuie să băgăm în seamă zbârciturile. Ci noi trebuie să știm că dacă am pornit de aici să ajungem dincolo, până acolo ne putem întâlni cu hidoșenia vieții. Știți, acum este o diferență foarte mare în a vedea un tablou în care cu atâta măiestrie este zugrăvit un chip hidos al unui bătrân zbârcit și bubos și spune, vai de mine, câtă forță de pătrundere, ce artă și ce artist. Dar dacă același bătrân, hidos, cu zbârcituri și cu bube pe față, îl vedem pe stradă, ne dăm înapoi, ce disgrațios. Adică realitatea în ochii noștri nu are o oglindire așa cum trebuie. Ar trebui să vedem numai partea frumoasă a lucrurilor. Ar trebui să vedem și pe cel din realitatea străzii ca fiind într-adevăr o creație a lui Dumnezeu. Dar nu, noi o judecăm și dacă o judecăm, iar intrăm în ograda justiției. Că v-am spus, de aia se numește Ministerul Justiției, nu al Dreptății. Iar ne facem noi judecători, iar judecăm pe ceilalți. Între punctele A și B, adică casa noastră fiind punctul A de la care plecăm și punctul B la care trebuie să ajungem, trebuie întotdeauna să vedem traiectoria prin sfințenie. Așa cum mi-a dat mie Dumnezeu ieri și anul trecut pe timpul acesta, să văd oglindindu-se în aghiazmă mare viața. Dacă o vedem așa, înseamnă că Sfântul Ioan Botezătorul ne-a trasat foarte clar linia. Linia dreaptă trece prin sfințenie. Dacă nu trece prin sfințenie, înseamnă că n-am făcut nimic. Și acum, din punct de vedere al fizicii, și nu vreau să mănânc pâinea profesorului de fizică, dar reflexia se întâmplă în ochiul meu. Eu mă uitam la biserică și biserica era la 90 de grade față de privirea mea în apă. Asta înseamnă că distanța cea mai scurtă este după dreptate. Că 90 de grade înseamnă unghi drept. Și nu-i zice degeaba drept, pentru că face niște lucruri drepte, deși e la 90 de grade. Iubiți credincioși, nu vreau să vă mai lungesc povestea așa cu
reflexia și refracția undelor. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Să nu cumva să uităm că mesajul de a face calea dreaptă înaintea noastră ca să ajungem la Dumnezeu este pentru noi. Și va fi și pentru cei care vor veni după noi, pentru că a merge drept nu e chiar așa de simplu. De exemplu, dacă vrei să mergi drept și la un moment dat în calea ta este așezat de-a curmezișul un obstacol, ce facem cu obstacolul? Îl sărim, îl ocolim. Dacă îl ocolim, s-ar putea să nimerim o altă potecă pe partea cealaltă și drumul nostru să nu mai fie drept. Deci singura noastră situație de salvare este ca atunci când vedem un obstacol să îl dăm la o parte, să mergem tot pe acolo. Dar cum îl dăm la o parte? Aici este marea problemă. Îl dăm la o parte tot cu privirea înainte. Pentru că dacă scăpăm din mână, din privire, punctul final, destinația noastră, începem să ne uităm așa la cretă, adică să vedem pe unde trece creta, n-am făcut nimic. Să știți că noi la școală atunci aveam tablă, nu cum e acum, tablă de fibră de sticlă, nu, era de lemn. Și când trăgeam câte o linie, mai atingeam și câte o denivelare. Dar linia era linie. Dacă ne-am fi uitat la mâna cu creta, probabil că am fi ocolit denivelarea respective. E, asta nu trebuie să facem în viață. A ocoli un obstacol înseamnă a te întâlni cu el de 10 ori mai mult în perioada următoare. Pentru că dacă îl ocolești, cu siguranță că faci distanță mai mare și orice obstacol în calea noastră este de fapt o lecție. Dacă nu o învățăm, Dumnezeu este bun cu noi și ne repetă. Mai țineți minte când la școală greșeam câte un cuvânt sau greșeam câte o situație? De exemplu, noi am greșit odată ce înseamnă un hectar. Și a trebuit să scriem un caiet de matematică, un hectar egal cu 10.000 de metri pătrați. Acum, vă imaginați că am învățat până la urmă, dar ne-am făcut acest canon. Așa e și cu viața. N-ai scris o pagină sau ai zis un caiet mai subțire, cea caietul era de 48, de 24, nu mai știu cum sunt caietele acum. Probabil că sunt numai tablete și dai cu mâna așa și zboară foaia. Dar nu asta contează, contează ce vă spun eu, ce am trăit eu. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, în viață, orice obstacol este o lecție și dacă nu o rezolvăm atunci când trebuie, Dumnezeu ne-o dă să o repetăm. Iubiți credincioși, a face drepte cărările Domnului înseamnă, așa cum v-am mai spus, să mergem peste obstacole. Dar mai sunt și obstacole pe care le așează oamenii în calea noastră, nu le așează Dumnezeu ca lecții. Și ce facem cu acestea? Trebuie să fim foarte atenți. Să vedem natura obstacolului. Dacă este, de exemplu, de natură vicleană, o să ziceți, dar cum? Păi dacă te neliniștește, sigur că e de natură vicleană. Mi-aduc aminte că acum vreo 23 de ani, când aveam eu un trabant, treceam întotdeauna printr-o zonă, nu mai știu, prin Călăraș, ca să ajung la socrii mei la Pitești, și era o zonă fixă de vreo 2 km în care întotdeauna erau cu o mașină parcați vreo 2 minoritari și făceau cu mâna să oprim. Și n-am oprit prima dată, n-am oprit nici a doua oară, nici a treia oară. Și zic, bă, până la urmă, dar pe oamenii ăștia îi văd mereu aici, cred că au probleme serioase. Adică eu mă duceam cam de 2 ori pe an. Vă imaginați că dacă am trecut de 4 ori, trecuse deja 2 ani. Și am oprit. Ce e, mă, copii? Și au venit la mine și au început cu o poveste. Cum că li s-a stricat mașina și că trebuie să o repare și n-au bani, dar au niște verighete de aur pe care cereau un preț foarte, foarte mic la câtă cantitate de aur aveau ei acolo în mână. Și odată mi-a trecut în cap, bă, dar zic, vouă vi se strică mașina în fiecare sezon? Eu știam că mă duceam de Paște de Crăciun. Și ei nu erau pregătiți ca cineva să le dea o așa replică și până s-au bâlbâit ei, eu am închis portiera și am plecat. E, acolo era un obstacol, cum am spus mai devreme, al vicleniei umane. Și am trecut mai departe.
putea acela să-mi fie chiar fatal, pentru că, vă imaginați, puteam să mă pomenesc cu tot felul de intervenții din partea lor, dacă vreau mai mult de la mine. Vă să zic că în calea noastră dreaptă, spre o destinație fixă, trebuie să ne antrenăm în a simți viclenia umană din calea noastră. Și n-am decât să vă spun o singură rețetă. Când a fost întrebat Sfântul Antonie cel Mare cum distinge duhurile, că mai sunt și îngeri care îi se arată, mai sunt și îngeri de lumină sub chipul cărora se ascunde diavolul. Și a zis, eu nu pot să disting niciodată duhurile. Și zice, da, dar după ce pleacă duhul, mă cuprinde o stare de bucurie și de liniștire atunci când pleacă un înger și o stare de neliniște și de tristețe după ce pleacă un diavol care mi s-a arătat în chip de lumină. Așadar, starea de dinăuntru nostru ne spune clar dacă în drumul nostru există un obstacol real sau un obstacol al vicleniei umane. E adevărat că în ambele cazuri trebuie să dăm piept cu obstacolul. În ambele cazuri trebuie să așteptăm reacția noastră de după. O să vedeți că duminica viitoare este duminica de după botezul Domnului. După cum duminica trecută a fost duminica de după nașterea Domnului. Vedeți, întotdeauna biserica ne arată și înainte, dar și în timpul evenimentului, dar mai ales și după, ca să vedem că după Sfântul Ioan, gata, toată lumea începe și intră într-o anumită stare de relaxare și de îngrijorare în același timp, paradoxal, și spune, gata, acum au trecut sărbătorile. Păi, cum adică au trecut sărbătorile? Dar toată viața noastră este o sărbătoare. Nu cumva să credeți acum că dacă a trecut Sfântul Ion, s-a terminat cu sărbătorile. Nouă românilor, cel puțin, ne-a dat Dumnezeu o mare bucurie, că astăzi e Crăciunul pentru frații noștri care nu și-au îndreptat calendarul. Și atunci o să tot auziți. Peste o săptămână este Anul Nou pe vechi, peste două săptămâni o să fie Boboteaza pe vechi și așa mai departe. Deci, oricum, rămâne un ecou. E, cam ecoul ăsta trebuie să rămână la noi nu pe vechi, ci pe nou, în sensul că ecoul unui sărbător trebuie să ne ducă mai departe. Ecoul unui sărbător este cel care ne ține calea dreaptă. Este creta pe care Dumnezeu ne așează în mână cum ne așeza învățătoarea la clasa întâi, astfel încât să știm să trasăm niște linii și să facem niște chenare, apoi să rotunjim lucrurile, să nu le facem numai colțuroase. Vă să zic că ecoul sărbătorilor este mesajul pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a transmis astăzi. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Dacă vom fi în stare să nu ne mai întrebăm de acum înainte o fi bine unde suntem sau nu o fi bine, vom avea o energie pe care nu o consumăm de aiurea. Dacă cineva zice, este întrebat de altul, știți că ispita vine prin celălalt. Zice, bă, dar noi suntem, o fi bine? Păi bine, zice că e bine. De ce? În primul rând e bine pentru că sunt aici. Dacă sunt aici, întotdeauna, așa mi-a zis mie duhovnicul, dacă sunt aici, înseamnă că aici trebuia să fiu. Nu puteam să fiu în altă parte. Și atunci nu mai consumăm energia să zicem, băi, dar uite, m-am făcut o pasta, mă, și nu a ieșit chiar așa de bine. Bă, e experiența ta. Dumnezeu ți-a dat să înveți o lecție. Și dacă o înveți, înseamnă că mergi mai departe. A face calea cea mai dreaptă este distanța între două puncte, este o linie dreaptă, cea mai scurtă. A, că mai există niște ocolișuri și vine ispita și zice, ei, lasă că pe acolo e cam pieptiș. Dacă v-ați uitat, de exemplu, de la Bâlea Lac spre vârful muntelui, ați văzut cum șerpuiește Transfăgărășanul. E, cam așa vrea să ne ducă ispita. Aici, ia-o pe aici că să atinge și punctul ăla, ia-o și pe partea elaltă. Păi da, dar eu mi-am propus să ajung mai departe. Și ce facem? Trebuie să știm ce vrem în viață. Dacă vrem să ocolim, dacă vrem să ne ascundem vârsta, dacă vrem să... Astea sunt tertipuri în care cad cei mai slabi, în general.
Pentru că cel care este stăpân pe sine, la începutul anului, își face un proiect pentru anul ăsta, nu pentru mai mult. Și zice, anul ăsta vreau 1, 2, 3, atât, 3 puncte. Că acele puncte se mai ramifică, e altceva. Dar în mare, ce vom putea verifica la sfârșitul anului? Cele 3 puncte, dacă le-am nimerit, dacă sunt într-adevăr la locul lor. Iubiți credincioși, a face calea dreaptă înseamnă a nu ne sufoca pe poteci. A nu crede că dacă este o cale mai strâmtă, e cea de la Scriptură, calea cea strâmtă și cu chinuri. Nu, calea cea strâmtă și cu chinuri, știți care este? Calea dreaptă. Aia e cea mai strâmtă și aia e cu cea mai mare chin. Pentru că celelalte sunt tot felul de ispite. Ai, ia-o pe aici, că băi, vezi că eu, de exemplu acum, eu vreau să fiu un om al pământului. Zice, vedeți că în apartament, dacă aveți vreo firmă, plătiți impozitul nu știu cât. Băi, i-am văzut pe mulți săraci, nu știu eu ce să facă, să ia societatea din casă, să facă nu știu ce, mă, dar te costă mai mult, ai să vezi tu că asta e făcută special, ca dacă te supui să fie calea cea mai scurtă. Dacă nu te supui, începe așa. Păi să văd eu cum să fac, să-mi dau faliment, să angajez o firmă și încep de aici să nu mai fi stăpân pe tine. Trebuie să rămânem stăpâni pe noi și să zicem, a, asta este legea, o luăm înainte. Cel mai scurt drum este înainte. Dacă te trage cineva de mânecă și zice, băi, știi că nu e bine acolo, vezi că știu un prieten, după aia zice ăla că știe și el pe altul și încet, încet nu mai dorm noaptea. De ce nu mai dorm noaptea? Că n-ai vrut să dormi de la început. Bine. Pentru că dacă ești atent și faci exact pe calea cea mai dreaptă, nu te mai ascunzi de nimeni. Dar dacă începi cu ascunzișurile, nu o să o închei niciodată decât ascunzându-te. Un fugar care își, așa zice, își asumă faptul că este fugar, toată viața se va uita înapoi. Și ce face? Când se uită înapoi, exact ca cel care se uită la cretă. Ia să văd, dar mai am până acolo. Nu e adevărat. Noi vrem ca Sfântul Ioan Botezătorul prăznuit astăzi să ne ajute și să ne spună foarte des în viața noastră, gătiți calea Domnului, drepte face scărările Lui, pentru că a le face drepte înseamnă a le face și scurte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să mergem pe calea aceasta scurtă, pe calea dreptății. Și din nou am grijă, nu cumva să o amestecați cu justiția, că dacă are vreun vecin vreo treabă cu voi, să vă duceți să dați în judecată, nu, vă rog frumos, știu cu cine stau de vorbă acum, o să mă iau de piept cu cine o să mă întrebe de ce vă învăț așa ceva, dar să știți că dreptatea este a lui Dumnezeu și numai a lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.